Adevăruri mari pentru inimi fragede. O lucrare scrisă de Bruce Ware și publicată de editura Cartea Creștină din Oradea. Adevăruri mari pentru inimi fragede este o colecție de principii care vin direct din Scriptură și prezintă răspunsuri la întrebări despre identitatea lui Dumnezeu, despre lucrarea sa și despre speranța pe care o putem avea într-o relație cu Hristos. Pentru a avea grijă de tine și de inima ta, te invit să asculți în minutele următoare un mare adevăr, prezentat de pastorul Valer Monafu. Ascultă o emisiune pentru inima ta, realizată cu sprijinul Societății Misionare Române. Și nu uita, ai grijă de tine și de inima ta. Dumnezeu conduce lumea pe care El a creat-o. Faptul că Dumnezeu a creat tot ceea ce există ne arată că doar El este Dumnezeu. Nu există alt Dumnezeu, de vreme ce doar singurul Dumnezeu adevărat a existat și există veșnic și doar singurul Dumnezeu adevărat a creat tot ceea ce există. Nu există mai mulți Dumnezei care să poarte responsabilitatea pentru diferite părți ale creației. Există un singur Dumnezeu și doar unul singur, iar El a creat totul, absolut totul. Însă de vreme ce Dumnezeu și numai El a creat tot ceea ce există, acest lucru înseamnă că Dumnezeu deține totul. Totul îi aparține lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu a creat totul. Dacă un alt Dumnezeu s-ar fi ocupat de o porțiune a creației, atunci acea porțiune i-ar aparține acelui Dumnezeu. Însă nu există alt Dumnezeu. Și toată creația a fost făcută de singurul lui Dumnezeu adevărat. De vreme ce Dumnezeu a creat toate lucrurile, atunci doar Dumnezeu este singurul căruia îi aparțin toate lucrurile. Pentru a merge un pas mai departe, putem vedea faptul că, de vreme ce Dumnezeu a creat tot ceea ce există și de vreme ce El este vrednic să dețină toate lucrurile, Dumnezeu este și conducătorul de drept al tuturor lucrurilor care există. Tot ceea ce a făcut Dumnezeu îi aparține și doar El are dreptul să stăpânească și să folosească creația după bunul său plac. Așa cum am spus mai devreme, a crea ceva înseamnă a deține ceva, iar a deține ceva înseamnă a avea dreptul de a conduce. Așadar, de vreme ce Dumnezeu a creat tot ceea ce există, doar El este singurul deținător al tuturor lucrurilor, absolut tuturor lucrurilor. Ce bine este să știm unele adevărul despre acest Dumnezeu care are dreptul de a stăpâni întreaga lume pe care a creat-o. Dacă Dumnezeu ar fi numai conducător, dar nu ar avea înțelepciune, ne-ar îngrijora faptul că ar conduce lumea într-un mod păgubos. Sau dacă Dumnezeu ar conduce această lume, dar nu ar fi un Dumnezeu bun, ne-ar îngrijora faptul că s-ar putea folosi de lume în scopuri greșite sau rele. Dar ce minunat este să știm că Dumnezeu este atât înțelept cât și bun. Puterea sa nemai întâlnită a dus la înființarea lumii și putem fi siguri că faptul că are scopuri bune și înțelepte de îndeplinit în această lume. Dumnezeu trebuie lăudat pentru crearea acestei lumi de vreme ce îi arată măreția și lucrează exact așa cum consideră El că este bine. Apocalipsa, capitolul 4, versetul 11, ne arată într-un mod atât de minunat acest lucru. Vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Ce Dumnezeu minunat este Dumnezeul nostru! El a creat totul și putem fi siguri că stăpânește peste tot ceea ce a creat, astfel încât în cele din urmă să primească toată lauda și onoarea.
Există două moduri în care se vorbește în Biblie despre stăpânirea lui Dumnezeu peste această lume. Unul este prin faptul că Dumnezeu se îngrijește de tot ceea ce a făcut, iar celălalt este prin faptul că Dumnezeu călăuzește și conduce tot ceea ce a creat, astfel încât toată creația duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim puțin la aceste aspecte. Mai întâi să luăm faptul că Dumnezeu se îngrijește de tot ceea ce a creat. El dă ființă tuturor lucrurilor, însă, după ce a creat diferite lucruri, El nu le lasă de izbeliște. Dimpotrivă, Dumnezeu se îngrijește de creația sa. El se implică în îngrijirea și ocrotirea fiecarei părți a creației, astfel încât toate scopurile lui Dumnezeu să se împlinească. Domnul Iisus face referire la acest lucru atunci când le spune urmașilor săi: uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Altundeva El le spune: și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel vă îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi este, iar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Matei, capitolul 6. Desigur, motivul pentru care Domnul Iisus descrie modurile specifice în care Dumnezeu, Tatăl nostru, se îngrijește de creația sa, este pentru a ne pune încrederea în Dumnezeu că se va îngriji și de noi. După cum ne arată și Domnul Iisus prin întrebările sale, având în vedere că suntem mai prețioși pentru Dumnezeu decât păsările cerului și având în vedere că Dumnezeu ne-a făcut să trăim pentru totdeauna și să nu fim precum iarba de pe câmp, care astăzi este aici, dar mâine va dispărea. Astfel putem avea încredințarea faptului că Dumnezeu se îngrijește de noi. Având în vedere că El se îngrijește de păsările cerului și de iarba de pe câmp, cu atât mai mult se va îngriji de noi, copiii Săi. Așadar, Dumnezeu nu doar a creat lumea, ci și veghează asupra ei și se îngrijește de ea, pentru a se asigura că toate scopurile sale pentru această lume sunt împlinite. Iar acest lucru înseamnă că ne încredem în Dumnezeu să se îngrijească de noi, să vegheze asupra noastră și să se îngrijească de noi așa cum știe El mai bine. Un alt mod în care Dumnezeu stăpânește lumea pe care a creat-o este că o călăuzește și o direcționează pentru a împlini sau pentru a determina tot ceea ce a planificat. Un verset pe care l-am privit mai devreme merită repetat. Pavel scrie: în El, în Hristos, am fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia, adică Tatălui, care face toate lucrurile după sfatul voii sale, Efeseni 1:11. Dumnezeu are un plan pentru lumea pe care a creat-o. El nu a creat lumea întrebându-se ce se va întâmpla după aceea. El nu a creat lumea lăsând-o după aceea să se descurce singură. Dumnezeu a creat lumea cu un plan foarte elaborat pentru modul în care trebuie să se dezvolte lumea și știind ce va obține prin acest plan. După cum a spus Apostolul Pavel, Dumnezeu Tatăl înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voii sale. Putem fi încredințați că toate scopurile și planurile lui Dumnezeu vor fi duse la îndeplinire, de vreme ce Dumnezeu, Creatorul Lumii, este și stăpânitorul ei. Poate că un alt pasaj biblic ne va ajuta să înțelegem stăpânirea lui Dumnezeu peste această lume. În cartea Daniel, la capitolul 4, citim faptul că marele împărat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, ajunsese să fie foarte mândru de lucrurile pe care le avea și de cât de puternic devenise poporul său. Acest lucru nu era un lucru potrivit, pentru că ar fi trebuit să știe că motivul pentru care Babilonul se dezvoltase atât de mult era că Dumnezeul făcuse măreț. Nu Nebucadnețar făcuse toate acele lucruri, ci Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu l-a smerit pe împăratul Nebucadnețar până când acesta a învățat că Dumnezeu cel adevărat stăpânește asupra tuturor lucrurilor
și că El este Cel care a transformat această națiune în ceva măreț. Prin urmare, doar El, doar Dumnezeu este vrednic de laudă. Iată dar vorbele unui Nebucadnețar smerit care își recunoaște greșeala. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Preaînalt, am lăudat și slăvit pe Cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâinii Lui, nici să-i zică ce faci. Daniel, capitolul 4, versetele 34 și 35. Observați aici afirmația lui Nebucadnețar că Dumnezeu face ce vrea cu oștirea cerurilor și cu locuitorii pământului. Cu alte cuvinte, acest lucru înseamnă că Dumnezeu își face voia cu întreaga creație. Așa cum Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, El stăpânește de plin peste ceruri și peste pământ. Cu alte cuvinte, peste tot ceea ce a creat. Și observați faptul că niciun om nu-L poate opri pe Dumnezeu. Acest lucru înseamnă că nu există nimeni care să oprească mâna lui Dumnezeu de la a face ceea ce dorește El. Așadar, Dumnezeu nu doar a creat toate lucrurile, ci și are controlul complet asupra tuturor celor create. Putem ști, așadar, că El își va călăuzi creația mai departe, pentru a duce la îndeplinire tot ceea ce a planificat pentru ea. Laudă lui Dumnezeu, Creatorul și Stăpânitorul tuturor lucrurilor.